deja debutat activitatea de transport școlar în Craiova, eram pregătiți de mai bine de o lună să facem acest demers, însă, așa cum foarte bine știți, s-a prelungit vacanța copiilor, astfel încât abia astăzi am putut să organizăm 4 trasee. Doar 25% dintre copiii care s-au înscris inițial au participat astăzi la transportul școlar. Este vorba de 51 de copii din cei 200 care s-au înscris pe cele 4 trasee, dar judecând după reacțiile pe care le-am avut din partea părinților, rezultă un grad de mulțumire foarte mare, în primul rând pentru că autobuzele puse la dispoziție sunt noi, pentru că se asigură siguranța copiilor în aceste mijloace de transport, în sensul că există în fiecare autobuz câte un reprezentant de la poliția locală și am încercat să avem pe mentor, pentru că interacționez mai bine cu copiii, și câte un reprezentant de la RAT Craiova. Autobuzele au venit la oră fixă, în stațiile de îmbarcare, părinții au fost foarte mulțumiți până în acest moment și după ședința de Consiliu viitoare vom putea să punem la dispoziția RAT-ului mai multe autobuze care vor fi concesionate. Este vorba de autobuzele noi pe care le-am primit de la firma Solaris și vom putea să extindem transportul școlar. Ne dorim foarte mult ca de la data de 15 septembrie să încercăm să prindem aproape toate școlile din Craiova. Mă referiți la autobuzele electrice? Mă refer și la autobuze electrice, dar acestea vor intra doar pe anumite trasee, pentru că, așa cum știți, sunt de dimensiuni foarte mari și atunci trebuie să vedem împreună cu reprezentanții de la RAT și de la Poliția Circulație unde anume se pretează să intre aceste autobuze. Dacă nu, vom pune la dispoziție celelalte autobuze care sunt mai mici, dar care au fost achiziționate în ultimii 2 ani de zi. Câte autobuze au până acum? Până acum au venit 11 autobuze din cele 16. Noi mai așteptăm și la finalul acestei luni și în ședința de Consiliu sperăm să le prindem aproape pe toate în concesiune ca să le transmitem RAT-ului. Până acum a fost făcută recepția acestor autobuze. Ele au circulat pe timpul nopții astfel încât șoferii să poată să se obișnuiască cu asemenea tip de autobuze și, bineînțeles, matricularea care trebuie să fie făcută la autobuze de către poliția. Pe timpul nopții, de ce au circulat dacă noi la ora 10 și se lucrează? Numai de aia. Când se putea circula, atunci puteau să facă probele. Aceste 4 trasee deservesc anumite școli din Craiova? Da, deservesc deocamdată doar școlile care se află pe Principatele Unite și pe Brâncuș și dimineață am putut constata că în continuare s-a circulat destul de greu, chiar dacă 50 de mașini au dispărut din trafic, dar eu cred că mâine vor fi deja mai mulți copii și vrem să ajungem în situația în care la toate școlile unde se produce aglomerație, să avem autobuze școlare, astfel încât să eliminăm disconfortul din trafic de dimineață. Următoarele licee care vor intra în acest program de transport școlar pilot vor fi Colegiul Carol și Elena Cuza, unde știți că în fiecare dimineață este o problemă de trafic și nu numai dimineața. Și la ora 12, când vin să se ia copiii de la școală, sunt părinții ca la meeting în fața acestor două colegii și vrem să evităm să se mai întâmple aceste lucruri. Stațiile de îmbarcare coincid cu cele ale celorlalte? Coincid aproximativ, dar avem solicitări din partea părinților să ne gândim și la alte stații, dar așa cum am spus, este un proiect pilot. Vrem să vedem deocamdată cum funcționează, să strângem de la părinți, eu știu, toate sugestiile pe care putem să le folosim și să îmbunătățim cât mai mult acest program.